Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi vreau să pregătesc midii sau scoici în sos picant. Pentru midii aveți nevoie de 1 kg de midii care le-am spălat și le-am scos părul din interior, sos picant, ulei de măsline cu usturoi sau puteți folosi și normal, piper, sare, 400 ml de vin alb, o legătură de pătrunjel, o lingură de bulion, 3 căței de usturoi și busuioc proaspăt, opțional. Într-o tigaie am pus ulei de măsline, cam 3 linguri, usturoiul pisat și voi adăuga midiile acum. Peste midii voi adăuga vinul și voi pune capacul și voi lăsa 5 minute la înăbușit. Midiile s-au înăbușit. Voi adăuga pasta de roșii sau bulionul, ce aveți voi. Sos picant. Eu pe acesta îl folosesc. Mai adaug sare și un pic de piper și mai las cam 5-10 minute la înăbușit. Midiile sunt gata, voi adăuga și busuiocul pentru gelul verde și voi pune capacul să se înăbușească 1-2 minute. Midiile în sos picant sunt gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!